Data, am revenit în direct, Clotida Armand, pe pagina dânsei de Facebook, zice așa, zis CSM să tăiați netul și să nu mai scriu pe Facebook despre cum i-am prins pe unii că au schimbat patru procurori până au găsit unul care să mă ancheteze. Tocmai am văzut că biroul de presă al CSM a emis al treilea comunicat de presă despre mine în ultimele 24 de ore. Un lucru fără precedent până acum, într-un fel, mă bucur că sunt citită aici pe Facebook de către sistemul Savona, Sistemul Savona. Da! Nu, zice, dar uh, ce n-a reușit să răspundă opiniei publice conducerea CSM este asta. De ce a fost nevoie de patru procurori schimbați în cazul meu pentru a găsi unul care să, uh, să mă facă suspectă și înculpată fără nicio probă? Trebuia să facem plângerile aici pe Facebook, deoarece magistrații CSM văd că răspund mai prompt decât prin registratură. Este halucinant cum alege CSM să comunice public date pe care eu le solicitam în urmă cu jumătate de an, fără să primez un răspuns. Bun, acum să trecem la lucrurile serioase. Premierul Macei Ciolacu a anunțat încă din de în decembrie 2023, este un video aici, în prime time că un primar serie a fost trimis în judecată un caz la Indigo cu cel al Ministrului Justiției Cătălin Predoiu, care s-a antepronunțat și l-a achitat pe soțul fostei șefe de ICOT înainte de a se da uh, sentința definitivă. Știți, momentul în care va trebui să clarifice, nu mai știa, a și decedat între timp domnul, domnul acesta, Dumnezeu Sfânt. Având în vedere că nici până în prezent niciun primar USR nu a fost trimis în judecată, cer în mod public a CSM să se autosesizeze cu privire la declarațiile lui Macericiul cu privire la încălcarea independenței justiției. Premierul PSD este destul de sigur el când anunță trimiterea în judecată a primarului USR cu tare. Dom'le, domnul Ciolacu a și zis că am pierdut sau pierdem procesul cu Roșia Montană. Acum, faptul că a zis nu înseamnă că se a antepronunțat. Deci, în, zona asta juridică, sigur, pare că mai degrabă mai se, se mai pot întâmpla strecurea și greșeli. Doamnelor și domnul Clotid Arman, bună seara! Bună seara! Mulțumesc că ai acceptat invitația, invitația, noastră pentru că, până la urmă, eu un lucru pe care l-am remarcat și înainte să, să ne revedem. Uh, faptul că nu prea particip la emisiune de televiziune, Clotilde Armand. Eram, uh, sunt la primărie și la primărie avem foarte multe... E mult de lucru, da. Este. Sunt și răspunsuri de dat, sunt multe lucruri de clarificat, s-au adunat în ăștia patru ani foarte multe lucruri. Traian. Acum, sigur, mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Pe de altă parte, am această mirare pe care am remarcat-o, pe care mi-am tot sesizat-o. De ce nu prea intervine Clotida? Adică, păi cu dar l-am văzut răspunzând, pe tine mai puțin. Mă rog, poate e o strategie a ta, tu ți -o știi. Da, sunt, uh, sunt zi și noapte la primărie, sunt și pe teren. În fiecare zi stau două, trei ore pe teren. J'ai euh, am l'ambition de la porte euh, de chaque dans le secteur 1. Il y 2000 des dans le secteur 1. Asta en campagne Non, je fais déjà de ian, -ceva. De scœurs, a a fac, des 2 ans et 2000 escœurs, si je fais 2 par jour, des 1000 1000 Pe păi asta, poate oamenii se vor gândi noi, asta trebuie să facă primarul să vină la mine, poate trebuie să-mi rezolve problemele de acolo, din primărie. Se pot gândi oamenii. Dar trebuie să-și afli problemele, bonecă. Trebuie să mă duc pe teren ca să văd problemele, ca să vorbesc cu oamenii, ca să explic ce facem, ca să explic ce se întâmplă la primărie și trebuie să fiu și la primărie. Dar primăria, pe la șase, șapte, se închide și am, într-o zi, sunt multe ore. Um, Există acest necaz mare apătut asupra, asupra ta de ceva timp, adică totuși e un proces care trenează, are o vechime deja, da. dar acum a, a cunoscut o fază mai acută. Și aș începe cu această chestiune pe care am citit-o uh, la tine uh, pe pagina de Facebook, uh, în care explicai faptul că uh, e cumva de insinuai că ar fi un dosar politic, sistemul Savonea. Asta mi-a dat mie de înțeles că ar fi un dosar politic. Asta aș, așa m-am înțeles eu. Nu este un dosar politic, este un dosar penibil, în primul rând. Eu vreau să reamintesc un pic despre ce este vorba. Din 25 de plângeri penale pe care, uh, care mi s-au făcut, 24 au fost clasate și uite că una, una a rămas. Este o plângere făcută de fostul primar care este bine în Parlament cu imunitate, dar are un prejudiciu deja calculat de un miliard de lei, prejudiciu adus, adus primăriei sectorului IONU, un miliard de lei. Ani, care acum este condusă de fratele unui secretar de stat PSD, Ani a făcut-o, o, s-a sesizat hein, cu plângerea făcută de acest fost primar și a găsit că în mod ilegal, așa spun ei, m-aș fi remunerat din fonduri europene cu 2500 de euro pe un an, adică 2500 de euro într-un an. Da? Anul 2022, de fapt, e anul în care am fost manager, managerul de proiect. Dispozițiile prin care uh, am primit acest uh, sport ar fi semnate uh, de mine, dar atenție! Toți juriștii primăriei au spus că este ok. Directorul juridic a spus că este ok. Secretarul general a spus Bine, că este ok. Put, se... Prefectul a spus că este a... Și Ministerul Fundurilor Prefectul Europene Prefectul este... fiind cine? Prefectul de atunci a validat. Da? Da. A spus că este corect. Deci are și el cumva, dacă ești vinovat, au și ei și cumva o vinovăție. Pentru că se poate spune, doamne, au zis oamenii ăștia din cadrul primăriei, dar sunt oamenii doamnei Clotida Armand care au confirmat și poate că până la urmă poate să se considere o

Uh, prefectul între timp a uh, spus că ce a făcut prefectul precedent nu era legal, dar el uh, n are voie să facă asta. Hein? Se numește continuitatea administrativă. Dacă un premar, un prefect a spus că ceva este corect, uh, așa, așa rămâne. Um, Atunci, acest prejudiciu, uh, în 2022, a așteptat, a așteptat și după ce mi-am um, lansat candidatură pentru al doilea mandat, Uh, judecătorul a fost schimbat de o zi pe alta și un ziua în care a fost schimbat, atunci s-a uh, pronunțat pe dosarul unde eu am contestat dosarul. S-a uh, schimbat încadrarea? Nu? Sau ai fost... Asta este pe partea de contencios, pe partea de penal, da? Da. Asta... după ce m-am lansat, uh, mi s-a schimbat încadrarea uh, în fără niciun fel de dovadă. Asta este important de știut. Chiar dacă martorii, toți martorii au fost uh, audiat fără înregistrare, avocații mei au fost prezenți și niciun martor n-a spus că ce am făcut este ilegal. Că Toată lumea a spus că ce, aceste dispoziții sunt legale. Aunci, da. E și un prejudiciu, este unul care, am, sigur că e o sumă, poți să vorbești și despre o mie de lei ca fiind o sumă mare dacă invoci o doamnă bătrână care nu are bani depozit pe alta și spui, uite ce sumă mare. Dar prejudiciul așa, la nivel de primărie care, înțeleg că e percepută și pe bună de toate ca fiind cea mai bogată primărie, uh, cred că a României chiar, nu știu dacă doar a Bucureștiului, nu nu știu dacă, gestionează niște fonduri uh, in, imense. E, uh, prejudiciul este uh, unul extrem de mărunt, dar problema e următoarea. Liviu Dragnea, prejudiciu extrem de mic, nu 15.000 de euro sau ceva de genul ăsta sau s-au invocat lui Liviu. Dosarul a fost unul la fel de ridicol totuși, adică faptul că știa Liviu Dragnea despre o doamnă angajată la DGASPC Telorman și de fapt nu, se știe dacă știa, dar era o instigare la abuz. Deci tot un dosar ridicol. Adică ce vreau să remarc în toată chestiunea aceasta, vi se impută și această dublă măsură. Când ăstora li se făceau niște dosare ridicole și aici, eu consider că i s-a făcut un favor făcându-i se un dosar ridicol, că el putea fi înculpat cu niște treburi serioase. S-a făcut un favor. Dar totuși dosarul era unul ridicol. Putem să convenim că e ridicol. Dita Mai Liviu Dragnea, cel mai mare corupt al României, are un dosar că ar fi știut de angajarea unei doamne la DGASPC și care lucra de fapt la partid. E un dosar ridicol. E și aici putem conveni că e un dosar ridicol. Dar și ei au acest argument. Asta vreau să explic. Da, în cazul meu să știți că eu abia aștept să fiu trimis în judecată, abia aștept să mă regăsesc în fața unui judecător pentru că pur și simplu aici nu au nimic. Da. Uh, nu... Uh, aș dori ca această problemă să fie rezolvată cât mai rapid și, uh, da, să mergem mai departe. Acest dosar probabil se va... Uh, uh, Exact, comme l'a loi tout à je me tâte que ça a changé dans la situation qu'on est maintenant. Probablement que ça va continuer parce qu'il est clair que tout ce qu'on a fait, c'était complètement légal, totalement légal. Il y a des gens qui ont sauté, qui ont mis des primaires dans cette situation-là et il n'y a pas de problème. Am înțeles. Dar, practic, vom intra în alegeri. E clar că alegerile sunt în două luni și dacă veți câștiga un mandat nou, veți câștiga în această situație în care vă aflați juridic. Așa este. Dar, v-am spus, eu ce aș dori este cât mai rapid. Dar încurcătura da. în care ne aflăm e una cumva de, de, de sintamă. Totuși, sistemul Savona. Asta implică ideea că nu mai există justiție sau justiția face niște jocuri politice. Mi se pare o acuzație extrem de importantă peste care n-aș trece așa într-o dinamică. E o acuzație extrem de serioasă. Faptul că România nu mai are justiție și că e un sistem în care se fac niște dosare politice. Adică cumva s-a inversat situația anterioară în care Partidul Social Democrat se afla când invoca cu același argument. Aici e încurcătura în care, în care stăm. Știți, luptele acestea au fost mereu. Eu am încredere în justiție, nu am încredere în și de justiție. Și da, depindem de oameni. Sunt oameni care sunt extrem de corecți și justiția merge grație lor și sunt oameni care nu-și fac treaba. CSM-ul s-a sesizat de ce scriu pe Facebook, când ce am scris pe Facebook, am scris oficial, am făcut nenumerate cereri oficiale, ca să înțeleg ce se întâmplă în acest dosar, de ce uh, polițistul a fost promovat și a, uh, și a păstrat dosarul uh, cu el, de ce s-au schimbat uh, patru procurori, de ce n-au fost înregistrați uh, auditorii, de ce mi s-a schimbat încădrarea când nu au niciun element legal, niciun temei legal pentru a face acest lucru și la toate cererile mele, ce mai sunt, uh, nu mi s-a răspuns. În momentul în care scriu pe Facebook, uh, ei, uh, ei se, 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 se sizează. Euh, il est normal euh, qu'un ministre primasque responsable de la justice en temps de justice, il y a un système de. sesizări și de responsuri este valabil la primărie cum este valabil în justiție. Bun, și ca o concluzie, așteptăm trimiterea în judecată, dar usr care s-a construit, că asta este argumentul pe care ei îl au, domnule, s-a construit pe ideea de justiție. Și acum, noi defalcăm justiția în procuror bun și procuror răi, în funcție de cine este de partea cealaltă a dosarului. E, o, e, o, e o, o încurcătură mică aici, pe care trebuie să o remarcăm, din care nu prea se poate ieși ușor. Adică, cum putem convinge sau cum se poate convinge un om de faptul că, domnule, aici când, ne face, când face un dosar USR-ului e procurorul rău. Când face un dosar PSD-ului, da, domnule e foarte bine, pentru că e normal, pentru că hoții ăștia nenorocit. Aici e încurcătura în care se stă. Suntem într-o uh, într situație uh, complicată. Recunosc că asta în sensul că Si à l'heure actuelle, un candidat à l'Union Européenne, où la justice doit être indépendante, où il y a plus d'obstacles, plus d'éléments qui doivent être respectés, à l'heure actuelle, il y a un, travail, il y a un problème. Est-ce que j'ai été pris ou non Je suis une personne qui a lutté pour la justice

democrația în țara noastră. Uh, știu că, mi-am dat seama că suntem în sectorul 1, știu că suntem în sectorul 1 din faptul că în urmă cu câțiva ani erau filmate gunoaiele de pe calea victoriei și erau, îți erau imputate în ideea că, Ana Armand, uite-te în ce situație ne-a adus cu gunoaiele, ne ajung gunoaiele șobolani, cu tare și, într-adevăr, erau gunoaie multe filmate chiar pe calea victoriei, de unde deduc duc, într-adevăr, suntem în sectorul Dar uh, ce s-a mai întâmplat cu mafia aceasta, cu lupta cu această mafia a gunoiului, cum era ea numită atunci? Care da, uh, Vorbiți de televiziunile și de oamenii care vorbeau mereu de, de, de gunoi și eu cred uh, un lucru uh, puternic. PSD-PNL, ei ar trebui să înceteze să vorbească despre gunoi. Pentru că ei sunt cei care au uh, semnat un contract pe 25 de ani. Un contract care a fost desfințat de justiție. Chiar uh, de uh, două Uh, curți de apel și l-au semnat în ziua în care a fost pronunțat acest contract nul. Apoi s-au hrănit de acest contract. Da? S-au hrănit uh, de gunoi. S-au îmbrăcat. Uh, Au trăit din banii de gunoi. Da? Ei sunt cu acest gunoi. Eu ce fac este curățenie. De când sunt aici, lucrurile s-au uh, îmbunătățit uh, enorm de mult. În um, primul rând, colectăm selectiv ceea ce nu era cazul. În primul rând, firma aceasta nu mai controlează primăria, dar primăria o controlează. Da? Pe partea de poluare stăm suntem, suntem mult mai bine, nu mai există miros, știm ce se întâmplă cu gunoiul nostru, știm unde se duce, suntem noi stăpân pe gunoi și nu invers. Da, aici e o chestiune, sigur, extrem de subiectivă și de asta mă oferez de situația asta în care ne-am aflat, în sensul în care am văzut că se formulează cu foarte mare legeritate în legătură cu București într-una idee, că doamne, E plin de gunoi, Bucureștiul e asaltat de gunoi. Și acum depinde un te, uiți, adică până la urmă Nu poți să spui așa ceva, nici că e asaltat de gunoi, nici nu poți să spui că nu mai sunt gunoi, adică e o chestie subiectivă în funcție de fiecare de unde stă. Poate sunt și oameni mai gospodari în anumite zone, nu mai aruncă gunoi în apă, dar în fine, deci astea sunt niște dimensiuni extrem de subiective. Dar în legătură cu această companie Rompress și acest contract de care dispune, cu care supune practic primăria sectorului 1, ce se mai întâmplă? Contractul a rămas la fel, adică a fost un un război, într-adevăr, o fază acută, chiar la începutul mandatului tău, dar ulterior mă gândesc că bănuiesc că s-a mai rezolvat. Cum s-a rezolvat asta, în ce să înțeleg? În primul rând, ai dreptate. S-a creat un stereotip care a fost întreținut de uh, televiziunile uh, de casă sau televiziunile care erau, de fapt, alimentate de banii publici din primăria sectorului noi și nu mai sunt alimentate, s-a da? creat acest stereotip de gunoi care nu este unul real. Da? Eu nu spun că uh, nu există uh, stagi de gunoi depuse de firme care nu au contracte cu... Cu, cu, firma de, cu firma de salubritate. Dar, în general, sectorul 1 este curat, este unul dintre sectoarele chiar cele mai curate și v-am spus, probabil, sectorul unde se reciclează cel mai mult și unde uh, suntem cel mai atenți la uh, poluare și sănătate publică. Uh, unde, cum stăm? Avem un, uh, un curs, un dosar la DNA cu un uh, prejudiciu de un miliard de lei, a fost evaluat prejudiciu. Um, Sont-elles une phase d'expertise? Il y a une experte qui peut partir à firmer chez peut partir à nous Il est important de faire tout ce qui existe à ces experts qui adi que à ces experts que sont Maymols qui suivent à la cession temporaire ces dossiers, parce que au moment où on firme firma dit non, nous n'avons respecté contractuel des services și ar lăsa gunoi în stradă, atunci imediat expertul ar vedea și ar fi niște probe. Deci s-a ajuns cumva la un consens cu această companie? Nu s-a ajuns la un consens, s-a ajuns la un raport de forțe care ne permite să fim noi care suntem clientul acestui contract și serviciul public să fie pe primul loc și nu banii uh, salubristului. Acum suntem în cadrul unui scandal de asemenea extrem de, extrem de important, în cadrul unui scandal mare legat de blocarea primăriei la modul propriu. S-a blocat primăria din cauza bugetului. Uh, există această problemă a bugetului, care, spre diferență de primăria capitală, înțeleg că a fost votat, deci nu n a mai fost, n -a fost blocat bugetul, ci ulterior votării bugetului a intervenit această problemă care a blocat la propriu primăria, în sensul că nu mai, nu știu, acum, se poate merge la primărie mâine oameni care au nevoie. Da, am lăsat, am, uh, lăsat, am menținut primăria deschisă, chiar dacă lifturile nu mai funcționează. Am avut președinți de. Uh, uh, asociații de proprietari care au venit uh, astăzi și n-au putut să folosească uh, aceste lifturi. I-am ajutat noi să uh, urce la etajul. Uh, deci, e, realmente există atunci. această problemă? Uh, nu mai avem. Da. Uh, Euh, nous n'avons euh, plus ma, de pâze, nous n'avons plus de euh, euh, uh, euh, 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 firme euh, de cure-sénit, un primérie, je ne parle pas de l'extérieur du primérie, un primérie, nous n'avons plus de services qui sont absolument nécessaires, nous n'avons plus de ligne téléphonique et nous cérons excuses pour ça. Nous avons réussi à convaincre les firmes qui nous fournit l'internet de maintenir un concept de moyenne contract. Mais, en fait, ce qui s'est passé, jusqu'à maintenant, euh, la majorité du Conseil local, qui était une majorité PCD pnl da

Acest blocaj nu afectează doar programul uh, politic, uh, programul de dezvoltare pe care l-am pentru sector, îi afectează, afectează pe cetățeni în un mod direct. Uh, ce -c -c făcut? Un au făcut? Uh, în anii precedenți au votat bugetul foarte târziu, în mai. Știți ce înseamnă că dacă un, un buget nu este votat, înseamnă că nu putem să facem investiții. Păi Bugetul a fost votat în 12 februarie? Bun. În anii precedenți. Eu vorbesc de la ce, ce ne-au obișnuit. Ne-au da. obișnuit să voteze bugetul extrem de târziu, ca să avem mult mai puțin timp să facem investiții. Anul acesta uh, au avut o altă strategie, au votat bugetul de vreme, așa cum ați spus, dar au golit anumite capitole bugetare. Au pus zero în aceste capitole bugetare sau au pus suma care deja era cheltuită. Da? Pentru că fiind februarie, deja un... Uh, En janvier et en février, nous avions des banques et lăsat laissé un pic de banque. Et les deux capitaux qui sont affectés sont les capitaux qui privent fonctionnaires de la primérie et capitaux des espaces divers. C'est très grave parce que, comme je l'ai dit, la primérie ne peut pas fonctionner et nous pouvons S -s, sunt niște activități ale primăriei care nu se pot deschide. Eu, eu am da? înțeles un pic diferit uh, situația, vreau să, ne, să o clarificăm da. un pic. S-a vehiculat acest buget alocat Catedralei Mântuirii Neamului. Da. Și din cauza. Eu așa, m așa a ajuns la mine informația pe acest flux de știri pe care a curs. Poate nu e așa, dar eu așa am înțeles că s-a alocat o sumă foarte mare Catedralei Mântuirii din Amul, Motiv pentru care n-au mai fost bani pentru lucrurile pe care uh, le discutam mai, mai devreme. Să știți că va da. trebui să facem un fel de curs de administrație publică, dar un În capitolul în care avem spațiile verzi, avem și bisericile. Și în momentul în care.

Și, întreținute și să putem să dezvoltăm noi jocuri de, de, locuri de joacă. Și suntem blocați pentru că uh, banii uh, nu numai că nu sunt în acest, în acest capitol, aveam 154 de milioane de lei, da? Sunt chiar precise. Din 154 de milioane au lăsat 24 de milioane de lei, din care o parte pentru, pentru da, poate biserici. Poate că încurcătura vine din această din, din această sinteză, în sensul în care una sunt cultele, altele sunt spațiile verzi, adică de ce sunt puse ca buget în același loc? E un pic Nu are importanță. Da. No, <laughs> nu, care... nu are importanță. Ce, ce, ce trebuie să înțelegem este grija pe care o au Uh, acești consilieri PSD PNL, care au două voturi mai mult decât mine, reamintesc. Da? Ei, un loc să se ocupe de uh, locurile de joacă, un loc să se ocupe de spațiile verzi, un loc să se ocupe de uh, nevoile cetățenilor, ei au cu totul alte uh, scopuri în viață. Vor să blocheze primăria și, bine, uh, cu catedrala. Păi e foarte... Bine, deci înțeleg acum din ce, din ce, ne explici faptul că e un mecanism de a bloca primăria scopul lor. Nu era neapărat Catedrala Mântuirii Neamului Ajutare, ci mai degrabă e o metodă de a crea, de a-ți crea un prejudiciu, nu? Blocând în felul ăsta primăria cu acest... Dar pe de altă parte, dacă îi ascult, pe ei vin și spun, așa am auzit, domnule, clotit, Arman ne-a blocat primăria, nu se întâmplă nimic acolo, nu se alocă niciun buget la nimic cu tare. Clotid... Adică același argumente le au și ei, că blocajul ar veni din partea voastră? Eu nu văd ce interes aș avea. Interesul meu este să dezvolt sectorul. Da. Da? Cetățenii de rând, ei știu un singur lucru. Este că eu, Clotilde Armand, sunt la primăria sectorului Eu nu și eu sunt acolo șefa. Ei nu înțeleg foarte bine mecanismele prin care Consiliul Local este esențial în, 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 în ceea ce facem. Consiliul Local este cel care votează bugetul și cum uh, ați văzut acum, dacă ei las zero buget la spații verzi, nu pot să plantez niciun copac. Consiliul Local este cel care votează fiecare investiție. Da? Asta sunt cele două prerogative. Da? Uh, bugetul și uh, investițiile. De trei ani știm bine că uh, am explicat destul de mult faptul că... Uh, tous les programmes de réhabilitation sismique, de réhabilitation thermique, le euh, projet de thermophilie de la soirée, le euh, projet de réhabilitation, de fait, de, de, de l'enloucouir à l'île le Théâtre du et il y a beaucoup, à la Piazza Matache, la Piazza Unumai. Ce euh, sont des projets euh, qui ont été supposés à la vote de zèche d'or, Și n-au fost votate. Pentru că nu există această majoritate care să susțină proiectele voastre. Acum, pe de altă parte, am remarcat o, o nuanță extrem de importantă. Această acestă, acestă scindare în cadrul Consiliului dintre Consilierii PNL și USR a intervenit chiar, cred că în primul an de mandat, în timp ce la Nicușor Dan văd că intervine în ultimele săptămâni de mandat sau ultimele luni de mandat, să zicem. Care e diferența între cele două situații? De ce la primăria sectorului 1 s-au rupt lucrurile încă de la început, iar Nicușor Dan a reușit să meargă cumva cu, cu, acestă, cu această majoritate până în punctul în care ne aflăm acum? Eu cred că una, dintre, unul dintre motivele sunt banii. Quand on si a uh, primé un secteur de l'Union, c'est assez rapide, on a réussi à prendre le point au niveau financier. Donc, on a mis en place une primérie, un faillissement, les facteurs nous ont été aplatis, mais il est, euh, que, euh, de y a eu des facteurs fortement d'une part à Saloubris, tous les facteurs qui nous ont été justifiés, ils n'avaient pas de fondament si il y ont ne m'a pas ne peut donc se plétesque aicha pornite a fost une d'entre éléments les qui a pornite à ce conflit euh et de tout de répéter am reușit se ajunge l'Asie là euh am reușit se plétesque datorii les primierie si ça veutoute immédiate parce que al Aldeinland déjà avait un excédent budgétaire des tous les marais là qui a ajouté la à propeler un milliard d'élai când în primăria uh, generală a luat mai mult timp ca uh, uh, să, să ajungă uh, la zi, pentru că problemele financiare erau mult mai mari. Uh -huh. Uh -huh. Și acum, sigur că există și în perspectiva uh, anilor care vor urma, dacă veți câștiga alegerile, va fi aceeași situație. Adică vom, vom, ne vom afla în aceeași conjunctură, în care Consiliul va uh, bloca continuu dezvoltarea și investițiile. E, aveți, e, așa este, dar exact asta nu se va întâmpla. Eu mă bazez pe uh, faptul că oamenii au înțeles uh, cum funcționează o primărie și miza acestor alegeri este Consiliul Local. Pentru est est nous, este est extrêmement important d'avoir une majorité Conseil local je crois que c'est possible. Parce que ne trebuie que deux conseillers locaux en plus. Cette de PNL a démontré que, de un PCD plus petit et, atunci nous, les citoyens C'est clair que, se din des six que care nu cred că uh, o să rămână 3 uh, sau 4, adică cred că o să rămână doar 3 sau... adică Nu vreau să intru într-o matematică, dar nu o să mai iau o majoritate. Aici sunăm da. cu ușor, dar să ne clarifice cu matematica. Sau, mă rog, pe soțul tău care înțeleg că tot matematica. Uh, bun. Doar că, apropo de zona asta de tăieri, am avut o situație pe care am discutat-o aici și întreaga țară a discutat-o consternată cu școala, chiar aflată în preajma primăriei, sectorului 1, unde s-a întâmplat acel incident groaznic cu un elev, uh, mă rog. Cu doi elevi, trei elevi, de fapt, 8 ani, 11 ani, adică elevi mici. Da. Uh -huh. uh, e clar cazul. Și s-a pus această desfășurare și pe, pe faptul că uh, nu a existat pază în școli și că în sectorul 1. -a, uh, nu nu, nu s-a mai alucat buget pentru pază în școli. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? În primul rând, vreau să clarific un aspect. În această școală avem paza 24 de ore. Da? Adică nu, nu există să nu fie pază. Nu este nicio școală fără pază. Nu, nu se poate. În această școală este și un bazin da? de un not. Et nous avons pas à 24 heures parce que nous ne voulons que rien se întâmple avec ce bassin. Les écoles secteur 1 sont extrêmement bien dotées. Non seulement point de vue nu de uh, uh, logistique, des hein, écoles, mais aussi avec les services offerts par les primaires. En fait, fait avec 6. de 3 fois sur un nombre de élèves qui est à peu Pasa, este PASA euh, euh, est un sujet important. Euh, Facons exactement ce que prévède la loi. Nous avons un studiu de risque qui est validé par la police, qui est validé par ISU, qui se fait un chaque 3 ans, qui analyse chaque euh, incident de euh, sécurité. Comme euh, s a făcut studiul il y a 3 ans, a été... paza noaptea. Da? A fost diminu diminuată paza noaptea, pentru că uh, cel care, expertul care a făcut analiza a văzut că noaptea uh, nu s-a întâmplat, nu a fost niciun incident de securitate. De fapt, a fost un singur, un treian, a fost un paznic care a furat dintr-o școală. Și atunci, în anumite școli, a fost diminu diminuată deci, paza noaptea. În prezent există pază la școlile din sectorul 1 în timpul zilei? Bineînțeles, există și până seara pentru că uh, 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 curțile de uh, recreație uh, sunt folosite. Poți să faci un basket la Carajale sau la alte școli când vrei seara și un weekend și o să vezi că este paza pentru că curțile sunt...

Uh, și școlile cum este uh, școala Titulescu. Ce este important de văzut este uh, uh, miza pentru noi în aceste școli. Problema nu este una de pază. Paza nu are voie să intervină între doi elevi, nu are competențele să facă acest lucru, nu are pregătirea necesară, dar nu, nu face parte din profesia lor să intervină între doi elevi. Ce contează este... Spriginul pe care el primește, scolarită din partea profesorului Deservițiu, hein, profesor care este bine sfiat, uh, un prim un acueli vi un interior, un școli un exterior, un școli profesor profesorul Deservițiu din interior, din exterior, și iei este sunt consilieri psihologici care sunt iei iei sunt cei care este bine sfiat, dacă un elev are dificultăți, este bine sfiat, un sprigin pentru acest elev și Pentru asta am creat acest proiect, care uh, l avem de mai mult timp, pentru a suplimenta numărul de consilieri psihologici. Acești elevi uh, care au uh, anumite dificultăți, da? de 8 ani, de 9 ani, de 11 ani, care au uh, anumite afecțiuni, uh, au nevoie de acest sprijin. Eu cred că în acest context trebuie să uh, ne punem întrebări. Avem aceste școli da? și uh, au primit sprijinul necesar din partea uh, Ministerului Educației, din partea Guvernului, din partea, Inspectorat, din partea da, Inspectoratului. Sigur, eu, eu, eu uh, de, da, sigur, e un subiect diferit, asta m-a îngrijorat, această idee, cum că s-a tăiat paza școlilor. Tăteam și mă gândeam că copiii mei fiind într-o școală din sectorul 1, dacă există pază la școală sau nu, cam totuși să... Paza are un singur rol, este să nu intre un terți

de inspectorat, este asigurat de un Ministerul Educației. Clotid Arman, suntem la capătul celor patru, aproape patru ani de mandat, că vedem că se trei ani și patru, trei luni. Se încheie <laughs> mandatul destul de brusc, mă rog, conform noi reglementări, dar la capătul acestui mandat, dacă ar fi să-mi explici un lucru important pe care l-ai reușit, să-l explici, mă rog, locuitorilor din sectorul 1, un lucru important pe care l-ai semnalat ca fiind ceva ce ți-a ieșit. Uite, domnule, am avut anii ăștia și treaba asta pot să spun că mi-a ieșit și e foarte importantă. Adică, dacă îi spune că s-a rezolvat problema gunoiului, n-aș considera de importantă că nu am perceput-o nici am... anterior ca fiind importantă. Adică, n-am avut senzația că e mai mult gunoi sau e mai puțin. Adică, repet, asta sunt și lucruri subiective. Dar... Mă rog, te las să, să alegi tu ce ți se pare concluzia. Cu uh, no, vreau să spun că la nivel de uh, poluare stă da. mult, mult, mult mai bine. Dar cel mai important lucru și cred că cetățenii trebuie să uh, să-și dea seama. Noi am spus stop risipei banului public și uh, ne ducem, facem o dezvoltare pe baze corecte. Cetățenii au un primar cu care să vorbească. Au un primar care este aici pentru interesul lor. Vă dau un exemplu simplu. Domeniul public. Domeniul public nu era cadastrat, nu știam ce este. Domeniul public devenea peste noapte domeniul privat. Noi cadastrăm tot domeniul public. Avem, știm care este domeniul public. Rezolvăm problemele juridice. Așa am putut și să asfaltăm pentru prima dată în sectorul 1. S-au asfaltat peste 30 de străzi, în mod corect, e domeniul public acum, nu era înainte, și am făcut niște străzi care vor dura 50 de ani. Chiliman, primarul Kiliman, avea acest obicei înainte de alegeri, era practic o înțelegere între ele și alegători, a asfalta străzile din cartierul din sectorul unde locuiesc eu. Uite, la mine s-a pierdut acest obicei. adică Care este cartierul dumneavoastră? Cartierul vieții. Și se asfalta în cartierul Era așa, părea. Era o înțelegere practic mm -hmm. între el și alegătorul înainte de a alegeri face în chestia asta. Sigur, părea un pic, dar de ce le ai făcut-o no, ce facea? Da. Facea un strat de asfalt peste ce era acolo. Da. Facea Arun. pe reparații, nu pe investiții. Uh, pe era reparatii... Unul asfaltat și de două ori? <laughs> adică în două no. săptămâni... No, ce facem este mai complet... Chiar? Venea... No, ce Arun. facem este complet altceva. Da. Pentru că ne asigurăm că... Uh,

închis drumul public. Dacă cineva și-a făcut terasă pe domeniul public, nu e nicio problemă, îl lasă acolo. Bun. Cum te înțelegi cu Burduja, care ar putea să devină contracandidatul tău la primăria sectorului 1 dacă luăm în discuție ultimele informații, cele plecate din ziua de ieri. Ziua de ieri a consemnat ideea că domnul Burduja ar trebui cumva plasat ca candidat la primăria sectorului 1. Domnul Bourdouja este une euh, copil de Bangata propulsat de Tata lui, o diferită euh, medie. ă euh, Cân mă duc euh, dinușonușe euh, peterene văd că nimeni nu îl euh, nu îl cunoscut. Mai mult euh, probabilitatea lui ă euh, ia cunoscut ca euh, fiind euh, impliqué dans le faliment du Banco Rex. Il s'est illustrat par les blocages que l'a créés dans le secteur 1 et maintenant à la primaire générale. C'est-à-dire que sa stratégie et sa vision de développement est blocage. Nous nous intéressons pas les citoyens, nous ne nous intéressons pas que... Uh, ar putea să sufere că uh, niște servicii de bază, cum sunt spațiile uh, verzi, nu, nu se pot desfășura. Nu e interesat de asta da el crede că uh, ambiția lui politică este uh, un motiv suficient pentru orice acțiune și nu are această grijă uh, pentru, uh, Aici pentru binele public. Sunt uh, este... vreau să consemnez în, în favoarea sa, pentru că nu putem să uh, simplificăm doar la ideea, doamne, tatălui e foarte bogat, pentru că văd că Sigur, are și niște studii care sunt importante în discuții. Doctor în economie, absolvent al Universității Stanford și Harvard. Adică, pare totuși o, o, un uh, candidat destul de bine instruit, așa, la nivel de educație, cel puțin. Adică... Da, probabil că trebuie și o experiență reală de viață pe care nu știu dacă o are. El s-a ilustrat, am spus, de blocaj, s-a ilustrat și prin robotul Ion. Vedeți? N-am menționat asta și asta a fost ce a reușit <laughs> cred că nu e pregătit pentru politică. Trebuie probabil să lucreze uh, în privat, să vadă ce, cum e viața și apoi, uh, apoi să vadă dacă uh, politica dacă... e pentru el sau nu. Da, deci înțeleg că totuși există o relație stângace cu domnul Sebastian Burduja, doamna Cortina Armand, aveți o relație stângace cu domnul Sebastian? Nu avem deloc aceeași viziune. Eu când am fost Deci în ați plecat opoziție, împreună cu N am plecat un. Protestele rezist n au adunat uh, aceste energii împotriva uh, mă rog, din justiție. Pentru în care faci rezist și a doua zi uh, ești un uh, guvern PSD și susții uh, toată politica PSD, nu știu cât de, uh, cât de sincer era uh, cu, cu uh, oamenii care chiar ei, uh, care, care ei chiar erau sincer. Știți? Uh, eu am fost și eu în opoziție, uh? și știți bine că. Uh, eram în opoziție în primăria sectorului 1 și am reușit să mă fac cunoscută pentru faptul că vreau ca lucrurile să se întâmple în mod corect da. și totuși n-am blocat primăria niciodată. Am fost pentru cetățeni. Da, aici este problema. Sigur, am, am rezolvat-o pe când s-a putut, în sensul în care spui că mă, interesul meu era să dezvolt lucrurile totuși în cadrul uh, sectorului. Pe de altă parte, când a scurs pe oamenii ăștia la alții din partea cealaltă, vor spune la fel, nu, și interesul nostru era să dezvoltăm lucrurile, că și noi avem aici în Consiliu și în Consiliul ăsta, sigur, Consiliul este și el, acreditat pe performanțele oh. sale. Bun, dacă e așa, într-adevăr. Ei aveau majoritatea în Consiliul Local, da? da? Ei puteau să voteze orice investiție ar fi dorit, nu? Uh, și eu, uh, interesul meu era apoi această investiție să -o, o implementez. Da. Da? Eu n-am putut să fac asta pentru că investițiile n-au fost votate. Și v-am dat lista mai devreme. Uh, ei puteau foarte bine să voteze și să spună, noi am votat, noi facem, uh, este votul nostru aici. Cum, cum se rezolvă problema asta a bugetului votat în 12 februarie, care a blocat primăria de nu prea mai funcționează nimic acolo în perioada aceasta? Adică e un blocaj realmente considerabil, e un dezastru în momentul E, e un blocaj la nivel de uh, primărie. Uh, știți, trei ani am avut aceste blocaje și șicane și totuși am reușit să facem foarte multe lucruri și pot să vă dau un exemplu cu școlile. Da? Uh, în acești trei ani, școlile sectorului 1 s-au uh, îmbunătățit, s-au modernizat cum nu s-a făcut în 30 de ani. Da? De ce? Pentru că am reușit să desfințăm uh, administrația școlilor, care era o sursă de diamante, ca să asta, toți banii pentru învățământ se duceau în direcția învățământului. Da? Și de acolo nimic nu se ducea mai departe spre, spre școli. Uh, Când am desfințat această direcție, uh, am procedat uh, complet altfel. În loc ca achizițiile să se, se facă la nivel de direcție de învățământ, acum achizițiile se fac la nivel de fiecare școală. Aveam aproximativ 100 de școli. Acum banii primăriei se duc la fiecare școală și școala face achizițiile. Tot ce își doresc școlile trebuie doar să ceară. Noi alocăm uh, banii din partea primăriei și uh, școlile cu echipele lor, cu administratorul școlii. Ei fac, uh, ei fac reparațiile, ei fac modernizările, nu mai avem fond de clasă, căcă nu e că, cu -ne, fondul clasei, da? Da, e... în primăria sectorului, nu? pentru că acum bugetele sunt la... Dar, dar problema totuși rămâne, problema primăriei rămâne și înțeleg că nu există o soluție de deblocare. La un moment dat se va debloca pentru că prefectul, rolul lui, este să spună că ce au făcut Prefectul? Contați pe prefectul? Absolut. Capitali, ce s-a întâmplat și așa în anii Evident că e el trage de timp ca să ne pună în dificultate. Dar la un moment dat, eu cred în instituțiile publice, uh, știți, trebuie <laughs> da? să funcționeze. Pentru că ce s-a întâmplat este ilegal. Ei n-au voie, prin votul lor, să se interupe serviciile publice. Da? Și asta au făcut. În momentul în care ai o primărie bogată, da? care are resursele necesare, n-ai voie să spui uh, primăria nu mai are telefon și nu mai are internet. Il est illégal, parce que nous a un, un intérêt sur cette à le code euh, administratif l'administratif, clairement clair que très bien, continuité des services leur public a si, clair que c'est il illégal est au feu, ou est au plan de gérer Une partie en main pour ça. Dar, tragedie de timp. Acum ca un reproș care este făcut administrației USR din cazul primăriei sectorului 1, este această situație în care nu există o negociere fe fezabilă cu consiliul cu consilierii de la PNL și de la PSD, să zicem. Adică poate că ar trebui cumva să se mai și lase uh, ca să putem, într-o negociere, mai și lași, mai și opții. Și pare că, uh, mai degrabă, administrația USR n-a vrut să lase deloc de la, de la ea. Uh, nu e chiar așa. Eu sunt gata să negociez, uh, sunt uh, gata să uh, discut și să uh, supun la vot orice proiect este uh, legal și inteligent. Dar nu pot să mă abat de niște principii. Da? Les uh, principes le, sont uh, mêlé euh um, public, uh, se légal uh, se fie au dezvoltare pe se nu fie favoritisme da? se nous unul uh, autorisation de construire cu étages et étagé un altul de 11 étages Aceste lucruri nu pot. Nu pot să uh, spun că uh, o firmă mai mult decât alta, trebuie să câștige. Poți da un... exemplu de un lucru ilegal sau, mă rog, la limita legalității, care, imoral poate, uh, care ți-a fost cerut de către consilieri și pe care l-ai refuzat? Trebuie să uh, uh, vedeți un aspect. În momentul în care se știe că eu nu voi face asta, în uh, momentul în care se știe că la urbanism am pus niște uh, persoane care uh, nu... Uh, nu se abat de uh, anumite uh, reguli care da. sunt aceleași pentru toată lumea. Uh, foarte repede uh, războiul devine, uh, devine dur, pentru că ei văd că niciodată nu vor obține ce au primit până acum. Clotilde Arman, mulțumesc tare mult. Apropo de principii, în principiu s-a terminat, s terminat emisiunea, emisiunea noastră. Cu colegul meu, Răzvan Zanfir, vă veți întâlni duminică seară, să vă notați această dată importantă și în formula completă ne revedem de luni încolo. Mulțumesc încă o dată, Clotilde Arman, pentru prezența la emisiune. Să aveți o rămâne bună în continuare.